Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Hai să salut, bă, fraților, și bine m-am regăsit la episod. De data aceasta, după cum ați văzut, astăzi vă arăt cu ce filmez, cu ce editez, cu ce fac thumbnail-uri și cum să faci thumbnail-uri și cu ce fac live. Pentru că mulți mi-ați cerut clip de genul, așa că astăzi o să vă arăt 5 aplicații pe care le folosesc în fiecare zi. Păi, să începem. Eu fac live cu jocul YouTube, adică cu YouTube Gaming. Adică mie mi-l dă pe Magazin Play. Stai așa să vă dau aici. YouTube Gaming. Uitați, nu știu, la majoritatea le arată, la majoritatea nu le arată. Deci eu cu această aplicație fac live. Dacă nu o aveți pe Magazin Play, dacă nu vă dau pe Magazin Play, puteți să căutați pe Google, pur și simplu, și o găsiți imediat. Așa, cum se face live? Pur și simplu, intrați în asta, în aplicație și vă conectați cu contul YouTube. Și dacă vedeți, aveți acolo o chestie cu o săgeată în sus lângă căutare, acolo apăsați și de acolo porniți live stream. E foarte ușor, nu trebuie foarte, foarte, foarte multă treabă și foarte multă gândire ca să reușești. Și filmez cu Ascreen Recorder. Cred că pe asta nu cred că o dă pe, sau vă dau, o dă. Scrieți aici pe Google Play Ascreen Recorder No Root. Aceasta este aplicația cu care filmez eu. O găsesc super simplu pe Magazin Play. Dacă nu vă dă, iarăși puteți să căutați pe Google și o să vă dea. De editat, editez cu PowerDirector Pro. O să vă las versiunea de la această aplicație Pro, adică genul totul, gen versiunea Pro gratis. Eu am luat-o de pe YouTube, așa că vă las și vouă link, sper să găsesc așa, ca să nu, gen, versiunea Pro nu o să vă mai apară acolo de cine este făcut clipul, de cine este editat, gen, că apare la asta de pe Magazin Play, apare, by PowerDirector. Așa că cu asta nu o să mai apară și aveți și mai multe funcțiuni. Hai să vă arăt așa cam cum editez eu pe această aplicație. Ok, am intrat aici pe PowerDirector, dăm New Project, dăm OK. Și să zicem că fac un clip normal. Pun intro-ul ăsta, pun un clip de Critical Ops pe care l-am avut. La mine telefonul nu filmează full screen, deci nu, voi nu o să aveți problema asta, doar dacă aveți același telefon. Stați să dau și eu mai încet. Așa, eu de obicei fac așa, uite, așa, îi dau aici, întâi îl fac sunetul la maxim, îl dau frumos. Aici frumos îl tai. Aici la fel îl tai, să zicem aici. Îi bag aici un... o tranzacție frumoasă, nu știu, asta. Și ca să nu, dacă nu cați de filmați cu, aveți telefonul fel ca la meu, ca să nu se mai vadă bările alea, puneți efect frumos și dați, nu știu, uite, ceva de genul ăsta. Așa, și aici la fel, nu știu, tem, uite aici, așa. Tot la fel, asta e că nu știu, unii s-a dus tranzacția, ok. Tot la fel punem un efect, nu stai că am greșit efectul ăsta. Așa. Dăm, uite, atâta cred. După asta îi tai aici la sfârșit când închid filmarea. Uite așa. Îi șterg asta. Acum punem video pe care l-am la outro. Punem aici frumos. Îi dăm volumul la maxim. Îi ștergem chestiile astea. Îi facem așa. Și o să iasă ceva de genul ăsta. Să dau și mai încet pentru că se auzea destul de tare. Ia. Vedeți aici outro-ul frumos, ca să punem și noi o melodie frumos, melodia pe care o folosesc eu de obicei. Uite așa, punem tot mai jos, îi dăm, nu știu, 10, punem video cu subscribe, astea le găsesc pe YouTube, scrieți așa, subscribe video green screen sau ceva de genul și o să vi-l dea, îi scoatem green screen-ul și asta e rezultatul. Da, ca să știți, ăsta e clipul în care am deschis un interfest-ul și mi-a picat un schimb M14. Și de asta facem așa, vorbeam deci cu cineva. Deci l-am și-a internat și pe sub, băieți. Deci, cam așa editez eu. După asta, uite, îi tai de aici frumos muzica pe care o am. Și după asta îi dau producere video și îl scot Full HD 60 de frame-uri. Adică ar veni 760p 60 de frame-uri. Și versiunea Pro are asta, Ultra HD, adică 4K. Și după cum vedeți acolo, nu, în dreapta aici, dacă vă observați, nu scrie nimic ca by PowerDirector Pro și chestii astea, pentru că este versiunea Pro și de asta. Ok, eu fac thumbnail-urile sau banner-uri pentru livestream cu Pixel Lab. Aplicația asta o găsiți pe Magazin Play, scrieți frumos Pixel Lab, Pixel Lab, ăsta. O descărcați frumos și după asta intrăm în ea. Ok, am intrat aici în aplicație, o să punem pentru început un background, nu știu, o să iau ceva random, o să iau poza asta de la livestream, da, ok, pun un text dacă vreau, nu știu,
ce vreau, ce vreți dumneavoastră, nu știu, pun așa, dau ok, îi dau zoom, îi pun unde, nu știu, pe mijloc, așa, îi dau un zoom, îl pun iară pe mijloc, așa, îi dau o culoare, nu știu, asta, îi dau un fond ăsta, îi dau, îi pun astea dacă o fi, un background, nu cred că am nevoie, asta, uite așa. Dacă vreți să întorciți 3D sau aveți 3D, nu știu, așa, și după asta îi dau contrast la maxim, asta la background și saturație la maxim, sau nu știu, depinde cum este poza, nu știu, mai puțin saturație sau la maxim, depinde cum vreți dumneavoastră, puteți să-i dați luminositate la maxim sau întunecați la maxim, dar background este negru, așa că nu prea se observă așa de tare. Așa, puteți să dați import, să mai puneți o imagine peste, nu știu, iau bannerul meu, nu știu, să zicem, uite așa, îl pun acolo, sau ca să-l pun sub text, îl pun așa și aia, uite, e sub text. Și după asta dau save as image sau project, eu zic că image pentru că ți-l bagă în galerie direct. Și cam așa fac eu pozele de thumbnail-urile de clip sau de livestream. Depinde de fiecare context și de fiecare dată e alt chestie, dar cam în mare așa fac cu aplicația asta. Sper că ați înțeles cât de cât. Ok, ca să pui thumbnail la live, îți trebuie aplicația Pamfy Browser sau poți să intri direct de pe internet. E același lucru, dacă vrei să descarci Pamfy Browser, scrii pe Google Play PUFF in browser. Frumos, de după ce v-ați conectat, dați deschideți, după ce v-ați conectat cu codul de YouTube, dați deschideți și scrieți aici, pur și simplu ca un Google, scrieți YouTube, asta că scris și eu greșit, YouTube Studio. Așa, dați aici frumos, dezactivăm chestia asta. Deci o să vă dea ceva de genul ăsta, dați pe ea. Și după cum vedeți aici trebuie să descărcați aplicația, dar puteți să faceți felul următor. Dați request desktop site, pentru că așa puteți să puneți, altfel n-aveți cum. Și vi s-a încărcat aici, frumos. Aici puteți să vedeți abonamentele în ultimul timp, venitul, tot. Ca să puneți thumbnail la live, dați aici la Foxuri Live. Așa. Haide, încarcă-te, please. Așa, și este aici, schimbă miniatura. După ce apăsați pe schimbă miniatura, dați la local și vă apare pozele pe care le aveți voi și după asta se schimbă singură. Iar acum hai să vă arăt cum pun eu thumbnail la clip. Ok, eu pun thumbnail la clip cu YouTube Studio. Asta puteți să-l găsiți de pe Magazin Play. Scrieți aici YouTube Studio. YouTube. Dar puteți scrie direct YouTube și cred că vă dă și YouTube Studio, nu? A, nu, apare nu. YouTube Studio, frumos. Descărcați aplicația, vă conectați cu contul dumneavoastră de YouTube respectiv, intrați pe ea și aici vă arată tot la fel venitul, tot și apăsați pe clip de pildă, nu știu, exemplu așa. Aici dați la creionul ăsta de aici și aici o să-ți dea să-ți schimbi, uite, schimbă miniatura, schimbă și aici vă, tot la fel vă dă pozele pe care le aveți și cam așa așa pui thumbnail la clip. Bă, băiți, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Oricum o să vi-l las în descriere toate chestiile astea, toate 6 aplicații aparent cu togo asta. Deci eu cu astea 6 aplicații îmi fac treaba gen cu ăsta filmez, cu ăsta fac live, cu ăsta filmez, cu ăsta editez, cu ăsta fac banner ăsta thumbnail la live și la clip, cu ăsta pun thumbnail la live stream și cu ăsta pun thumbnail la clip. Deci, dacă v-am ajutat, lăsați acolo secțiunea de comentarii hashtag m-ai ajutat și o să-ți dau o inimioară frumos. Și, deci, puteți să verificați descrierea dacă n-ați înțeles, o să le pun pe rând așa fiecare aplicație și o să vi-l las linkul de la PowerDirector Pro ca să vi-l luați. Dacă sunteți noi, uitați, vă abonați, eu am fost Lorențiu și ne vedem data viitoare. Ceau, bă, fraților! Pa, pa!